Candidatul PMP Ovidiu Anghel s-a prezentat pentru a vota la una dintre secțiile amenajate în incinta școlii numărul 15. Speranțele buzoianului sunt legate de o schimbare care să redreseze România după 31 de ani. De asemenea, la ieșirea de la urne, Ovidiu Anghel a declarat că a votat în principal pentru generația viitoare. Am votat pentru schimbarea celor ce conduc această țară de 31 de ani, sunt aceiași. Am votat cu speranță pentru românii patrioți, pentru românii credincioși și în special pentru copiii noștri. Candidatul PMP a îndemnat pe buzoieni să iasă în număr cât mai mare la vot, deoarece au ocazia numai o dată la 4 ani să decidă cine îi reprezintă în Parlament. Eu îi invit pe toți buzoienii să vină la vot, deoarece au ocazia o dată la 4 ani, o singură dată la 4 ani să-și hotărească singur viitorul lor și al familiilor lor. La ora la care a votat candidatul PMP, prezența la urne era de 6%.